Bună dimineața, bine v-am regăsit la Universul Credinței, emisiunea de actualitate religioasă a televiziunii române. Vreau să pun întâlnirea noastră din această duminică sub îndemnul părintelui Sofian Boghiu. Putem pierde orice, afară de suflet, căci dacă ne rămâne acesta, încă n-am pierdut nimic. Pentru că se împlinesc pe 14 septembrie 20 de ani de la plecarea sa la cele veșnice, vom vorbi despre personalitatea părintelui Sofian cu jurnalistul Cristian Curte. Iar pentru că mâine începe școala, vom vorbi despre vocație, despre educație, dar și despre cum să ne creștem sănătos copiii cu actorul și regizorul Ștefan Ruxanda. Până atunci, să vedem sumarul ediției de astăzi. Astăzi, la Universul Credinței, despre singura biserică din București cu hramul Oborul Vechi. Invitat în platoul Universul Credinței, jurnalistul Cristian Curte despre personalitatea părintelui Sofian Boghiu. Și tot aici vom descoperi rolul vindecător al rugăciunii în reportajul semnat Aziza Bodea Micu. Începem ediția de astăzi în forță cu un grupaj de știri din actualitatea religioasă internă. Să-l urmărim! Tabăra de vară, Săptămâna Bucuriei, organizată anul acesta la Berești, județul Galați, a adunat la oaltă peste 150 de copii, mulți dintre aceștia fără posibilități materiale. Săptămână de bucurie sub semnul credinței și al devotamentului pentru aproape. Luni 29 august, de sărbătoarea tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, a fost zi de bucurie la parohia brăileană care îl are ca ocrotitor pe Marele Proroc. Cu acest prilej, ierarhul locului a început seria de acțiuni social-filantropice dedicate elevilor cu posibilități materiale reduse și va oferi ghiozdane și rechizite școlare pentru aproape 4.000 de copii din județele Brăila și Galați. Ultima mare sărbătoare a anului bisericesc ce îndată se încheie ne adună în Sfintele Biserici la rugăciune pentru a preamări puterea și harul pe care Dumnezeu l-a așezat în cel mai mare om născut din femeie pe pământ, Sfântul Ioan Botezătorul, care are mai multe zile de sărbătorire într-un an bisericesc, dar aceasta este amintirea și actualizarea jertfei lui prin tăierea capului, în semn de mărturisire până la capăt a Domnului și în același timp de încurajare a tuturor celor ce apără și promovează frumusețea dreptei credințe, rugăciunea și viața curată, mai ales în familie, dar și în școală și biserică, pentru mai binele societății. Este minunată prezența copiilor, școlarilor și tinerilor la această biserică ce se înnoiește, dar care rămâne mereu o școală a educației. Sfântul Ioan Botezătorul a fost cinstit prin rugăciune pe 29 iunie și la Mănăstirea Timișeni cu ocazia hramului. Sărbătoarea a debutat în seara zilei de 28 iunie cu slujba vecerniei. În cuvântul de învățătură, părintele vicar Ionel Popescu a vorbit despre vremurile grele în care a fost înființată mănăstirea. La vremurile
când mănăstirea aceasta a fost ctitorită de către vrednicul de pomenire, mitropolitul Vasile Lazarescu, cel care a fost pensionat forțat de către regimul de tristă amintire și care în anul 1944 a așezat aici vatră mănăstirească. În ziua hramului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită la altarul de vară al mănăstirii de înalt preasfințitul Părinte Ioan, care la finalul slujbei a amintit despre jertfa Sfântului Ioan Botezătorul și despre modul în care este el cinstit de către Biserica Ortodoxă. Ați văzut că în calendar ziua de astăzi este scrisă cu o culoare roșie, scrisă de tipograf astăzi, dar în urmă cu aproape 2000 de ani și-a lăsat-o scrisă în istoria creștinismului de Sfântul Ioan Botezătorul cu al său sânge. Arhiepiscopia Timișoarei a organizat în perioada 30 august-1 septembrie la Muzeul Satului Bănățean cea de-a 7-a ediție a taberei de creație Icoana în suflet de copil. Peste 200 de copii din cele 6 protopopiate ale eparhiei au participat la ateliere de creație, olărit, sculptură, icoană pe sticlă, dar și la proiecții de film sau activități sportive. Ne desfășurăm activitățile în 8 ateliere, dintre care 4 ateliere meșteșugărești la Muzeul Satului, iar în fiecare după amiază avem încă 4 ateliere legate de activități provita, socioeducative, ateliere de spiritualitate și biblice, de istorie, bineînțeles, dar și prin participarea unor parteneri de seamă, precum Facultatea de Arte și Design, lectorii de acolo vin și susțin prelegeri și discuții ample legate de fenomenul iconografic din spațiul bănățean. La finalul fiecarei zile, tinerii de la Liceul de Muzică din Timișoara, care au obținut premii la Olimpiada Națională de Muzică Populară, au încântat participanții cu pricesne specifice zonei. Peste 700 de tineri au participat sâmbătă 27 august anul acesta la întâlnirea tinerilor ortodoxi organizată de Arhiepiscopia Hușilor la Vaslui. Un program dens și captivant de întâlniri și conferințe care a culminat cu prezentarea lui Jonathan Jackson, un actor american cunoscut convertit la ortodoxie. I was very excited about the event and am fost foarte încântat de acest eveniment și am simțit mulțime de bucurie. This is a beautiful park. Este un parc foarte frumos. And, my family and I were preparing for many weeks to be here. So împreună cu familia mea am pregătit această vizită pentru mai multe săptămâni. It was a lovely experience. A fost o experiență minunată. Noi cu adevărat ne descoperim pe noi înșine, ne întâlnim cu sinele nostru când ne rugăm, când plecăm genunchii. Este momentul cel mai real al întâlnirii noastre cu sinele profund al ființei noastre. De aceea eu vă îndemn ca ori de câte ori vă aflați într-o criză lăuntrică, într-o criză de personalitate, de identitate, primul refugiu, primul imbold pe care să-l simțiți, să fie rugăciunea. Pentru că rugăciunea, ca și iubirea, unește ființa. Ființa noastră dezintegrată, împrăștiată, din pricina păcatului sau a situațiilor pe care noi le trăim în viața noastră și se năpustesc asupra ființei noastre și simțim că nu mai găsim sensul vieții noastre. În încheiere, marșul tinerilor ortodoxi pe străzile din Vaslui a animat orașul.
În perioada 27-31 august, la Oravița, s-a desfășurat cel mai mare proiect educațional din județul Caraș-Severin, organizat de Episcopia Caransebeșului în colaborare cu școala și primăria orașului. Aflat la a doua ediție, proiectul Școala din inima familiei a adus anul acesta împreună peste 150 de copii participanți, precum și 60 de tineri și 35 de profesori voluntari de la școlile și liceele din oraș. Evenimentul a debutat cu un moment de rugăciune la care au luat parte toți participanții. Acești tineri vor fi modele pentru tinerii care încă nu s-au apropiat de Biserica lui Hristos. Ei, tinerii din această tabără și voluntarii din Ator, Banatul de Munte, sunt mărturisitori ai Evangheliei și, bineînțeles, modele pentru cei care încă sunt departe de principiile moralei creștine. Pentru că finalitatea acestor întâlniri, finalitatea acestor tabere, este de fapt întâlnirea cu Hristos. Tabăra din inima familiei de la Oravița este cea de-a 14-a tabără educațională organizată de Episcopia Caransebeșului și va face parte din portofoliul orașului pentru candidatura sa la Capitala Tineretului din România în anul 2024. Jurnalistul Silviu Andrei Vlădăreanu, după cum ne-a obișnuit, iar a fugit în Africa. De două săptămâni se află în Uganda, la mănăstirea Sfânta Maria Egipteanca din Monde. În această mănăstire sunt găzduiți 70 de copii, majoritatea orfani. Împreună cu un profesor de artă din Indonezia, a încercat să facă mai frumoasă vacanța acelor copii prin activități de desen, cântece, istorisiri din viețile sfinților, teatru muzical, dans și, nu în ultimul rând, desene animate. În continuare, sărbătorile săptămânii cu jurnalistul Silviu Andrei Vlădăreanu. Vă spun bună dimineața de aici, din Africa Ecuatorială, din Uganda. Și poate că nu este întâmplător, pentru că astăzi prăznuim un sfânt care, după locul nașterii sale, ar fi cel dintâi sfânt african. Ceea ce vedeți în spatele meu este Nilul, care izvorăște nu departe de locul unde mă aflu și care, după ce parcurge peste 6600 de kilometri, fiind cel mai lung fluviu al lumii, se varsă în Marea Mediterană prin faimoasa sa deltă. Acolo, undeva aproape de vărsare, pe malul drept al Nilului, în ceea ce se numea Ținutul Goshen din Egipt, s-a născut cu aproape 3500 de ani în urmă cel ce avea să ajungă cel mai mare proroc al Vechiului Testament, Sfântul Proroc Moise, a cărui pomenire facem astăzi 4 septembrie. Sfântul Proroc Moise s-a născut într-o vreme când faraonul, îngrijorat că populația evreiască pe care o ținea în sclavie s-a înmulțit prea mult, a poruncit moașelor să ucidă la naștere pe toți pruncii evrei de parte bărbătească. Interesant, nu realizasem că spaima asta cu suprapopularea este atât de veche. Deși trebuia să mă gândesc că dracul, dușmanul vieții și al omului, a avut discipoli în toate vremurile. După ce l-a născut, mama l-a ținut pe micuțul Moise 3 luni și apoi, nemai putând să-l ascundă, l-a pus într-un coșuleț împletit din papură și a dat drumul pe Nil. Prin prunie dumnezeiască, pruncul a fost găsit de fica faraonului, care l-a crescut ca pe propriul său fiu. Mai apoi, așa cum știm, Moise a fost cel care și-a eliberat poporul din robia Egiptului și l-a condus vreme de 40 de ani prin pustie către pământul făgăduinței. În tot acest timp, la rugăciunea lui Moise, Dumnezeu le-a scos evreilor apă din piatră și le-a plouat cu mană și prepelițe să mănânce până s-au săturat. Important, deci, și cine conduce poporul. Sunt sigur că dacă Moise nu ar fi strigat la Dumnezeu și s-ar fi ghidat doar după propria rațiune, poporul ales ar fi flămânzit și ar fi ajuns să mănânce gândaci și greierii deșertului. În continuare, editorialul Universul Credinței, realizat de colegul nostru, Răzvan Bucuroiu. A
Astăzi, 4 septembrie, biserica îl prăznuiește pe prorocul Moise, dar și icoana Maicii Domnului, rugul aprins. Totul e roșu în această icoană, mai puțin tufișul nemistuit, care e verde, simbol al vieții netrecătoare. Dar cum să spun, nu e un roșu care să ne înspăimânte, așa cum sunt flăcările iadului figurate pe pereții bisericilor chiar la intrare. E un roșu atrăgător, odihnitor, optimist. Căci în mijlocul lui stă calmă împărăteasa cerului, Maica vieții, punct de stabilitate între flăcările jucăușe. Iar noi știm că în acel foc s-a arătat Dumnezeu ochilor uimiți al lui Moise, profetul său. Pe muntele Horeb, Moise a primit tablele legii ale legământului cu Dumnezeu. Glasul său s-a auzit din vâlvătea care cuprinsese un tufiș incendiat, care ardea, dar nu se mistuia. Minune mare! Pe locul acesta s-a ridicat mănăstirea Sfânta Ecaterina din Sinai. Cu timpul, iconarii au descris în culori și dogmă ceea ce văzuse Moise atunci, alături de poporul pe care îl conducea spre pământul făgăduinței. Mai târziu, prin veacul al XIII-lea, iconarii au așezat-o în centru incendiului sacru pe cea care a aprins entuziasmul hristic al lumii, pe Maica Domnului. De atunci, icoana a primit pe laturile sale și alte personaje ale istoriei mântuirii, pe evangheliști, pe profeți. Adică toată elita duhovnicească a planetei creștine, spre mărturia planului divin de salvare a omului. Și în România există o icoană a rugului aprins, aflată la mănăstirea Antim din București. Icoana a fost adusă de Danil Sandu Tudor, sublimul imnograf al Maicii Domnului, tocmai de la Athos, unde fusese în pelerinaj în anul 1929. După arestarea sa în anii 50, monahul Danil a lăsat icoana părintelui Benedict Ghiuș, iar acesta a transmis-o părintelui Sofian Boghiu, care a așezat-o la loc de cinste în biserica Antimului. De atunci, icoana a făcut multe minuni, dar nu icoana în sine, lemnul sfințit, ci cea care locuiește în mijlocul ei și care nu se mistuie în dragostea față de oameni, Maica Domnului. Pe ea s-o cinstim. Pe 9 septembrie, Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului și bunicii Mântuitorului Iisus Hristos. Vă prezentăm în continuare un reportaj realizat de Ileana Gaiță la singura biserică din București care are acest hram, Biserica Oborul Vechi. Biserica Oborul Vechi din București este singura din capitală care are hramul sfinților și dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana. Părintele Ciprian Tudor păstorește credincioșii de aici de aproape 8 ani. Și tot ce a reușit să facă de atunci, atât în plan personal, cât și duhovnicesc, chiar și numirea lui la această biserică, o pune pe seama sfinților părinți Ioachim și Ana. Singura biserică disponibilă, post-vacant, așa cum numim noi astăzi, era sfinților părinți, dumnezeiești părinți Ioachim și Ana, care fusese mai multă vreme postul acesta scos la concurs, dar probabil și pentru sărăcia zonei și pentru că, într-adevăr, trebuie să spunem lucrul acesta, parohia este una mică și săracă dacă ne gândim la numărul de credincioși. Eu îi spun că este cea mai bogată sau foarte bogată pentru că noi știm și ne cercetăm credința și sufletul nostru și știu credința credincioșilor mei de aici. Faptul că noi suntem aici, în această Sfântă Biserică, este clar că a fost o chemare a Sfinților și Dumnezeieștilor Părinți și nu eu i-am ales pe ei, ci ei m-au ales pe mine și pe toți credincioșii în această biserică. Cu încredere, răbdare și cu speranță, a luat-o de la zero într-o parohie care fusese mulți ani fără păstor. Iar sămânța pe care a așezat-o într-un ogor bun, în cele din urmă a dat roade. Cu ajutorul lui Dumnezeu, după 7 ani de zile, cei 7 credincioși pe care i-am avut la una dintre primele mele duminici de aici, s-au făcut uneori 70, alteori 140 din 70 și poate mai bine de 700 la hramuri. Cu ajutorul lui Dumnezeu, chiar de când am venit, ne tot luptăm, dacă vreți, că iată, sunt deja 7 ani, cu construcția unui așezământ social care este finalizat. Acum suntem la stadiul unor acte de finalizare.
și care deja de mai bine de 5 ani funcționează în regimul de masă caldă, de cantină, pe care noi am statonicit acest obicei și noi nu-i mai spunem acum, îi spunem deja o masă a bucuriei, a frăției, în care aproape duminică de duminică dăm câte o masă caldă tuturor, tuturor, și celor ce au nevoie, dar și celor ce nu au nevoie, pentru că să știți că important nu este ceea ce mănânci, ci important este cu cine mănânci. Acum, parcă 2 ani, am botezat 3 copii care erau nebotezați a unei familii de romi. Și cineva i-a zis părintelui și a zis, hai, chemați-i aici și vedem noi ce facem și cum facem. Și am apelat la așa și am botezat 3 copii. O fetiță de 6 ani, una de 2 ani și un băiețel de 6 luni fiecare. Și erau necununați, neașa, și urmare drumărilor părintelui s-au și cununat, tot așa aici în biserică, o familie i-a cununat. După aia am fost afară în curte, am făcut masă așa pentru ei, ca să se simtă așa. Și acum vin și ei la biserică și împărtășesc copiii. Sunt ai noștri. Chiar ne putem numi o mare familie. M-am legat așa sufletește foarte mult de această parohie, de Sfinții Părinții Ioachim și Ana. Și mai ales de când a venit și părintele paroh Ciprian Tudor. Și a atras foarte mulți credincioși, mai mulți decât știam eu, pentru că, într-adevăr, slujește foarte frumos, un glas, nu mai spun, un glas foarte frumos. Și chiar simți că ești aproape de Dumnezeu și de Sfinții Îngeri și de toate puterile cerești. Credință și cu dragoste, apropiați-vă! Săptămâna viitoare veți afla mai multe despre odoarele sfinte ale acestei biserici, dar și despre binecuvântările primite de cei care s-au rugat la icoana Sfinților Părinți Ioachim și Ana, o icoană veche care datează din anul 1760. Rămâneți cu noi! Doamnelor, domnilor, din nou în studioul Universul Credinței. Absolvent și masterand al Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Marina a Universității din București, lucrează din 1999 ca realizator la Radio România. Totodată colaborator al revistelor Formula AS și Lumea Monahilor. Alături de noi, în această duminică, Cristian Curte. Bună dimineața! Bună dimineața, Rafael! Mi-am propus să abordăm două teme de discuție. Mai întâi o analiză la rece, să-i spunem crudă, a locului creștinătății și în particular al ortodoxiei în lumea pe care o trăim. Dar până atunci îți propun să facem un portret al părintelui Sofian Boghiu, de la cărui trecere la cele veșnice se vor împlini curând 20 de ani, pe 14 septembrie. Da. Părintele meu duhovnic, pe care l-am întâlnit încă din primul an de facultate la recomandarea părintelui Galeriu și alături de care am rămas până când a plecat la Domnul acum 20 de ani, chiar pe 14 septembrie de înălțarea Sfintei Cruci, în timp ce pe altarul mănăstirii se slujea Sfânta Liturghie, el s-a ridicat la cer. Deci de la momentul acela au trecut 20 de ani. Foarte greu mi-e să-l descriu, pentru că a fost un om foarte greu de prins în cuvinte, inefabil, așa. Aș spune că era o lumină. În primul rând, fizic te izbea asta. Era foarte alb, transparent, părul, barba, carnalitatea lui iradia așa când te apropiai de dânsul. Și dincolo de asta era sentimentul foarte adânc al unei prezențe a lui Dumnezeu în preajma lui.
Simțeam asta din momentul în care mă îndreptam către mănăstirea în timp și mergeam pe fostul bulevard Victoria Socialismului, care bulevard a și ascuns în spatele blocurilor urâte și stupide mănăstirea în timp, una dintre cele mai frumoase din București. Și de momentul când mă apropiam de el, deja cumva simțeam această prezență dumnezească care îl înconjura. Și era ceva atât de concret. Aveam o foarte mare emoție când puneam mâna pe ușa chiliei lui. Cumva aveai senzația că treceai într-un alt spațiu. Îmi aduc aminte la Mircea Eliade, sunt descrierile acelea cu spațiile sacre în care intri, are la un moment dat un interviu. Era altceva chilia lui, datorită prezenței lui. El însuși nu trăia pe pământ. Avea o raportare la oameni cum n-am mai întâlnit niciodată la niciunul dintre mari duhovnici și i-am cunoscut, cred, pe aproape toți. Nu l-am prins pe părintele Dumitru Stăniloae, pe părintele Arsine Boca. Eram prea mic atunci când au plecat la Domnul, dar în rest cam pe toți. I-am intervievat, am stat de vorbă cu dânsii. Părintele Sofian era cu desăvârșire zmerit, dar zmerit cum, nu știu, nu vă puteți închipui. De exemplu, eram la el în chilie și îl sună la un moment dat cineva, era foarte deschis în a da numărul de telefon, l-am luat și în direct prin telefon din chilia lui, dacă vă puteți imagina într-o emisiune, și răspunde, vorbește așa foarte grav și cumva din ce în ce mai mirat, ca la final să pună receptorul și să rămână așa cumva pierdut, mirat el însuși de ce îl întreabă oamenii și zice, sună oamenii și mă întreabă și așteaptă de la mine răspunsuri de parcă ar fi cine știe ce mare cârnaț. Dar el așa trăia. Foarte greu, să zic, luam de la el un sfat, pentru că nu era foarte grăbit în a da sfaturi și nu punea niciun preț pe sfaturile lui. Se considera cu totul neștiutor și esența la spovedanie la el era nejudecarea, ceea ce nu se întâmplă la alți părinți. Te oprea de fiecare dată când spuneai am judecat. Realmente nu judeca pe nimeni, nici măcar pe comuniștii care l-au torturat. Nu mi-a spus niciodată absolut nimic despre tot ce s-a întâmplat în temnițele comuniste timp de 6 ani, când a fost încarcerat între 1958 și 1964, eliberat prin celebrul decret. Și de-abia am găsit câteva mărturii în interviurile pe care le-a dat altora. Și spunea, ei, și cum a fost, părinte, în închisori, te așteptai să descrie universul sumbru, nimic. Spunea, ei, ne-au dus acolo, au avut grijă de noi. Păi și ce ați făcut? Noi ne-am rugat cum ne-am rugat și afară. Realmente, așa trăia. Nu cred că s-a socotit vreodată mai bun decât cei care îi torturau și spune la un moment dat că s-a gândit că dacă el ar fi fost mai bun sau mai rugător și gardienii s-ar fi purtat altfel și ar fi fost mai bun cu ei. Să urmărim un fragment din arhiva noastră, un fragment cu părintele Sofian Boghiu și apoi vom reveni. Avem niște conferințe aici la mănăstire. Conferințe în legătură cu titlul lor Rugul aprins, care a adunat multe lume aici și veneau fel de fel de oameni distinși care vorbeau diverse subiecte în legătură cu viața spirituală. Nu era nimic politic. În această vreme, începând din 45, am avut un oaspete aici, un părinte rus, părinte Ioan Culighin, preot, necăsătorit. Și acest părinte Ioan m-a aflat după aceea, în scurt timp, că era un om foarte cult, un om autodidact. Școli n-a avut timp să facă, pentru că l-a apucat Revoluția, era numai de 17 ani. Cunoștea, practic, rugăciunea inimii. Păi ce-ți auzi din rugăciunea lui Iisus? Acest om m-am convins așa, direct, că e un om care se roagă, cu adevărat. De pildă, întrebam așa, în timp ce vorbea cu altcineva, alte lucruri din Rusia, necazuri, închisori, și întrebam, părinte Ioan, acum vă rugați? Și zice, da, părinte, mă rog.
Rugul aprins, rugăciunea inimii, părintele Ioan Culâghin, prigoana creștinilor. Despre ce anume vorbea părintele Sofian? Înregistrarea este de la începutul anilor 2000, bănesc că 2000 sau 2001. Vorbea despre un moment extraordinar din istoria bisericii noastre și, până la urmă, și din istoria României, când la Mănăstirea Antim, la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, intelectual de marcă ai Bucureștiului și ai țării până la urmă, Alexandru Codin Mironescu, de exemplu, Paul Constantinescu, Ioan Marin Sadoveanu, etc., părintele Andrei Scrima, părintele Sofian Boghiu, părintele Roman Braga, părintele Felix Dubneac, se întâlneau la început în chilia starețului Mănăstirii Antim, apoi în biblioteca de astăzi a Sfântului Sinod, pentru a vorbi în special despre rugăciunea lui Iisus, practicând-o de asemenea, sub povățuirea acestui părinte Ioan Culighin, refugiat din calea armatei Uniunii Sovietice, la Mănăstirea Cernica, împreună cu mitropolitul Rostovului, care a și murit aici. Părintele Ioan Culighin n-a scăpat până la urmă de Armata Roșie. După 1944 a fost arestat, deportat, nu se mai știe nimic de el, a murit cel mai probabil în lagăr. Iar rugul aprins a fost condamnat și el în celebrul lot cu același nume, într-un moment în care, așa cum spune Andrei Pleșu, regimul își inventa dușman, pentru că, evident, oamenii aceia n-aveau nimic de a face cu lupta politică. Singura lor luptă era cu patimile lor, din dorința de a dobândi rugăciunea neîncetată a lui Iisus. Dar pentru regimul comunist așa ceva era subversiv. Adică, în ce fel vrei tu să scapi, să zicem, de aici, fie și pe cale mistică? De altfel, mistica era un cuvânt pus la index în vremea regimului comunist. Acesta a fost rugul aprins, iar părintele Sofian a participat și a fost foarte bun prieten și a rămas prieten și după ieșirea din închisoare cu cei din acest lot. Vasile Voiculescu, am uitat să-l menționez, nume mari. După 1990, Mănăstirea Antim devenea unul dintre polii ortodoxiei în România care ieșea din comunism. Ce a însemnat în această ecuație largă a revenirii românilor în biserică? Ce a însemnat părintele Sofian? A fost ceva extraordinar. E foarte greu, nu avem timp, dar probabil că una dintre cele mai importante lucrări duhovnicești pe care le-a avut a fost aceea de a-i povățui pe tinerii din Ascor, fără să existe nimic oficial din punctul acesta de vedere. Tudor Popescu, actualul părinte, romanah Teofan Popescu, i-a fost ucenic și alături de el și alți președinți ai Ascor, de asemenea foarte mulți membri. A fost foarte apropiat de tineri și tinerii l-au iubit foarte mult, cred că pentru rugăciunea lui neîncetată. Spunea părintele de Ioan Culighin, părintele lui, care fără nicio îndoială a fost un părinte sfânt, îmi povestea părintele Sofian că atunci când dormea la el în chilie, uda un prosop de lacrimi atât de tare încât dimineața îl putea stoarce și curgeau lacrimile părintelui Ioan Culighin, de cât de mult plângea la rugăciune în timpul nopții. Dar să știți că și părintele Sofian s-a apropiat de măsurile acestea. L-am întrebat indiscret în ultimii ani de viață, când era foarte bolnav la pat, dacă a avut rugăciunea neîncetată. Și mi-a răspuns, am mai avut, dar am pierdut-o, mi-a spus. Eu cred că din smerenie mi-a spus asta. Și mai mult decât atât, l-am întrebat ce se întâmplă atunci când spui rugăciunea neîncetată. Se spune cu cuvinte rugăciunea lui Iisus? Se spune și fără? Și mi-a spus, se spune și fără cuvinte. Și atunci când îmi răspundea, erau foarte mari pauzele dintre cuvinte. Simțeam că în momentul acela părintele se adâncea în rugăciunea inimii. Cu aceste cuvinte îți propun să ne oprim deocamdată aici. Și te invit să urmărim împreună un subiect despre spațiul intim al vieții duhovnicești în familie. Un subiect care poate fi considerat și un preambul la următoarea temă despre care vom vorbi imediat după reportaj. Din copilărie, când părinții încep să le vorbească copiilor despre Dumnezeu, o fac de cele mai multe ori învățându-i rugăciuni simple. Tatăl nostru sau Înger, Îngerașul meu. Astfel, celor mici li se spune că trebuie să le rostească zilnic, cel puțin dimineața și seara, pentru a avea o viață creștinească. Însă de puține ori se vorbește explicit despre rolul vindecător al rugăciunii.
Un reportaj de Aziza Bodea Micu. Mintea care nu este stăpânită, ea este părtașă la 1000 de gânduri într-o secundă, să spunem așa. Mintea imediat aleargă, zboară, ori rugăciunea este cea care o adună. În zilele noastre, tot mai mulți tineri și nu numai, sunt diagnosticați cu diferite forme de ADHD. Vorbim aici despre deficit de atenție sau nivel scăzut al răbdării. Iar anxietatea și depresia fac ravagii, izolându-i pe cei care le cad pradă. Pe de altă parte, studiile au demonstrat că, în creier, gândurile care sunt cultivate în mod insistent pot determina formarea unor poteci neuronale. Dar și că, în timpul rugăciunii, sunt predominante undele alfa, cu o frecvență specifică stării de relaxare. Iar cei care practică în mod constant rugăciunea își controlează mai bine emoțiile, se eliberează de stres și sunt mai sănătoși, atât psihic cât și fizic. În tradiția ortodoxă răsăritană, cea mai profundă rugăciune este rugăciunea lui Isus sau rugăciunea minții sau rugăciunea minții coborâtă în inimă. Ea pornește de la ceea ce Mântuitorul Isus Hristos ne cere atunci când îi condamnă fariseismul, această, mă rog, exteriorizare, dar fără fond. Cum ar spune profetul Isaia, poporul acesta care cu gura mă laudă, dar cu inima este departe de mine. Și atunci Mântuitorul spune, tu însă când te rogi, intră în cămara ta și închizând ușa ta și roagă-te tatălui tău nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti ție. Ei, această coborâre a minții în inimă ne arată foarte clar că mintea are de fapt atmosfera ei firească prin coborârea în inimă sau cum spunea un părintele Cleopa, cobor găleata minții în fântâna inimii. Inima este o fântână și noi avem multe exemple în Sfânta Scriptură din care aș da unul singur și anume pe Sfântul Apostol Pavel care mai întâi ne spune, pentru că sunteți fii, trimisa Dumnezeu pe Duhul Fiului Său unde? În inimile voastre, care strigă Ava, Părinte, în care simțim părințimea lui Dumnezeu, prin această sărășluire a Duhului Sfânt, pentru că noi ne rugăm, prima rugăciune pe care noi o rostim, rugăciunea ce putem, este către Duhul Sfânt. În limba greacă există două cuvinte care sunt înrodite. Prosefhi, în limba greacă, înseamnă rugăciune. Și prosohi înseamnă atenție. Ori rugăciunea este, de fapt, atenția maximă, trezvia. În fiecare clipă trebuie să fim, așa cum ne învață Părintele Arsenie Papacioc, un mare sfânt cuvios al secolului 20, care a trecut și prin închisorile comuniste, întotdeauna trebuie să avem această trezvie. Doamne, Doamne, dar eu în clipa asta unde sunt? Adică sunt conștient de mine însumi? Pentru că unul dintre efectele rugăciunii este această revenire în sine, ca fiul risipitor. Rugăciunea este un dialog. Creștinul știe că e ascultat, că Dumnezeu este prezent, plin de iubire și răbdare. Dar mai mult decât atât, rugăciunea este și un medicament. Sufletul se deschide, se revarsă, se echilibrează, își regăsește speranța. Fără harul lui Dumnezeu, noi nu putem ruga. Primul lucru pe care trebuie să-l cerem lui Dumnezeu este să ne dăruiască starea de rugăciune. Starea de rugăciune. De aceea, ca începători, vedeți, noi ne rugăm prin rugăciunile Sfinților. M-a întrebat cineva ce o stare să mă rog cu rugăciunile Sfântului Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur sau Sfântul Simeon Noul Teolog, Sfântul Grigorie Palama și alți sfinți. Este foarte important. De ce? Pentru că noi avem această comuniune a Sfinților. Ne rugăm în această comuniune a Sfinților. Bineînțeles, mai întâi în comuniunea cu Maica Domnului și cu Sfinții și rugându-ne prin cuvintele Sfinților, Dumnezeu ne dăruiește starea lor de rugăciune. Este foarte important acest lucru. Vedeți că pentru creștin, pentru noi cel puțin, în această spiritualitate răsăritană, noi nu improvizăm
o rugăciune prin. Putem să facem și aici lucrul acesta, dar mai întâi ne așezăm în această stare duhovnicească de rugăciune a Sfinților. Pentru că suntem în comuniune. Și apoi, bineînțeles, procesul acesta de purificare spre rugăciune este unul personal. Nu zic individual, pentru că individual înseamnă altceva, este personal. Fiecare trebuie să avem această asceză, nevoință, cum îi spunem noi, pentru a ne îndepărta de toate patimile, de această cădere a sufletului în trup. Pentru că de data aceasta noi vorbim despre o ridicare a trupului spre suflet, adică trupul devine o expresie duhovnicească a sufletului. Povestea cineva astăzi, zice, domnule, mă uit la o slujbă, la o mănăstire, îmi place și, adică, te afli în spital sau undeva, nu poți să participi la Sfânta Liturghie. Dar, zice, în timpul așa, văd din astea, ori o inimă, ori nu știu ce înseamnă, că oamenii aceia nu participă, de fapt. Că la liturghie nu poți să dai, like-uri cu nu știu ce, adică, și asta arată gradul de împrăștiere, gradul de lipsă de comuniune, pentru că, din păcate, am fost pregătiți pentru această împrăștiere cu mult timp în urmă. Eu mi-amintesc că odată veneam de la facultate și cu metrou. Și cred că 95% din ei erau absenți. Noi nu ne vedeam pentru că toți erau pe telefon. Și asta îi vedeai că râd, așa, mai ascultă, așa. Dar, de fapt, noi nu comunicam în niciun fel, nici măcar prin privire. Lucrul acesta, această împrăștiere, această dependență, până la urmă, care a dus la împrăștierea minții și mai ales imaginile care acum intră direct în conștient, în subconștient, e foarte, foarte periculos. De aceea rugăciunea astăzi este, cum ar zice grecii, megale ipotesi, adică o mare, mare chemare și cred eu că ea este cea care ne salvează, adică singur. Nu odată au fost constatate vindecări miraculoase în urma rugăciunii. Fără îndoială, Dumnezeu este Cel care lucrează, dar omul trebuie să-i ceară ajutorul. Este nevoie de asta, pentru că, respectând liberul arbitru al fiecăruia, Iisus stă la ușă și bate. Rugăciunea îi deschide ușa și îl invită să intre. Iar acolo unde Domnul pătrunde, alungă întunericul, boala, suferința. Rostită cu credință, rugăciunea transformă sufletele, trupurile și viețile. Continuăm dialogul cu jurnalistul Cristian Curte. Vorbim în această dimineață, încercăm să construim un portret al părintelui Sofian Boghiu, de la cărui plecare la cele veșnice se împlinesc 20 de ani. Pe de altă parte, pe 7 octombrie se împlinesc 110 ani de la nașterea părintelui Sofian Boghiu. Circulă în mediul ortodox mai multe icoane fără aură ale marilor duhovnici pe care am întâlnit, mai ales după 1990. Una dintre ele este a părintelui Sofian Boghiu. Aș vrea să întreb, crezi că putem vorbi, vom trăi un moment al canonizării părintelui Sofian Boghiu? Eu am icoana cu aură, Rafael, să știi. Da? Da. Sursele mele îmi spun că se lucrează chiar acum la slujba de canonizare, așadar vom avea, probabil, în anii următori, dosarul de canonizare al părintelui și trecerea lui în rândul Sfinților. Foarte importantă această canonizare, întrucât este vorba despre o rezistență la rău, în esență și în particular la răul comunist, prin intermediul rugăciunii neîncetate, prin lucrarea isihastă, care este miezul și inima ortodoxiei. Să nu uităm să spunem că părintele Sofian era basarabean. Basarabean, și dacă îi spuneam de Republica Moldova, se supăra. El era foarte blând, nu l-am văzut niciodată efectiv supărat, dar îmi spunea, cum să spuneți de Republica Moldova? Nu există Republica Moldova, există doar Basarabia. E, alți oameni, altă generație, au avut grijă rușii să-i schimbe. Dar revenind, părintele Sofian a fost un om care prin rugăciune a traversat această jumătate de secol a terorii. Și când l-am întrebat odată, când mi-a intrat în direct la o emisiune la radio, bine, părinte, și ne rugăm, să zicem că ajungem la rugăciunea încetată, schimbăm ceva, și a tăcut și mi-a spus cam așa,
nu schimbăm neapărat. Nu căzuse comunismul că s-au rugat ei imediat. Dar zice, vezi lucrurile cu totul altfel. Eu am avut clar senzația că în închisoare părintele n-a fost întemnițat. În temniță erau gardieni, erau securiști, în temnița propriului lor ego, în temnița patimilor, asta te înlănțuie groaznic. Și lanțurile acestea au rămas, le avem fiecare dintre noi. În plus sunt ideologii care vin, comunismul văd reinventat, răspândit, încă avem partide, nu, comuniste în Europa. Așadar, eu cred că această canonizare e de mare actualitate, din punctul nostru de vedere, și de un foarte mare folos. Și împreună cu el vor fi canonizați, am înțeles, și ceilalți părinți isihaști, mărturisitori în temnițele comuniste. Eu cred că această canonizare, bineînțeles, este doar recunoașterea oficială a bisericii, așa cum este orice canonizare, dar ei deja sunt cinstiți, oamenii li se roagă, așa cum a spus, fac icoane, să știți că eu n-am o icoană pe care să o fi comandat. Este o litografie, nu știu de unde a apărut și cum circulă, am primit-o pur și simplu un dar, deci cineva a făcut numai icoane, dar s-au și răspândit. Deci cultul Părintelui Sofian deja există. Cristian Curte, îți mulțumim pentru prezența în Universul Credinței, îți mulțumim pentru cuvintele ziditoare și mărturisitoare din această emisiune Universul Credinței. Te mai așteptăm. Doamne ajută! Doamne ajută! În continuare, jurnalistul Răzvan Bucuroiu ne aduce o serie nouă la Dialogurile Dimineții cu teologul Dumitru Horia Ionescu. La Cartea de Duminică vom descoperi un nou titlu, Calea spre tine însuți. Invitat în platoul Universul Credinței, actorul și regizorul Ștefan Ruxanda despre vocație și educație. Doamnelor, domnilor, emisiunea Universul Credinței continuă. V-am promis informații noi despre Biserica Metamorfosis din Constanța și despre Sfântul Mucenic Fanurie, ocrotitorul acesteia. Potrivit tradiției, tânărul ostaș care s-a jertfit pentru Hristos ar fi nevoit în Rodos, de unde ar fi fost deloc. Se spune că prin veacul al XIV-lea, între zidurile unei fortărețe, au fost descoperite ruinele unei mici biserici, sub ale cărei dale au fost găsite mai multe icoane. Între acestea, una îl reprezenta pe un tânăr care purta în mâna dreaptă o cruce. De jur împrejur erau reprezentate 12 scene din Martiriul Sfântului. Pe icoană era inscripționat numele mucenicului, Fanurie. Un documentar de Estela Dincă. Pe 27 august, Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Mucenic Fanurie. La Biserica Greacă Metamorfosis din Constanța, credincioșii se adună încă din ajunul praznicului pentru a participa la slujba vecerniei. Sfântul Fanurie este ocrotitorul locașului de cult și este cinstit în chip deosebit de către etnicii greci, care îl consideră mare făcător de minuni. Despre viața și pătimirea tânărului Fanurie nu știm prea multe. Se povestește că pe la anul 1500 niște păstori ar fi găsit într-o peșteră sfintele moaște vegheate de flacăra unei făclii. Pe pieptul sfântului era așezată o piele de animal pe care era scrisă întreaga sa viață. Se spune că era unul din cei 13 copii ai unui prosper negustor din Rodos. Era blând, milostiv și silitor la carte. Pe când avea 12 ani, tatăl său a fost ucis. Pentru a-și întreține familia, mama sa, pe ascuns, dansa într-un local de noapte. Fanurie a descoperit acest fapt. De rușine și durere, mama sa a căzut moartă. Băiatul a părăsit cetatea, dar prin grija lui Dumnezeu a fost găsit de către un pusnic bătrân care l-a crescut, i-a arătat căile Domnului și l-a încreștinat. Așa și-a început viața sfântă Fanurie. În pustie, cu priveghere, post și rugăciune, cu multe fapte de milostenie, cu tămăduiri și minuni. Așa și-a atras dragostea, dar și ura contemporanilor. Așa a dobândit cinstirea celor de peste veac. Dacă la începuturi se făceau slujbe puțini, cu oameni puțini, credincioși câțiva, la începutul anilor 2000, lumea a început să se vină mai mult. Noi, la biserica noastră, în fiecare vineri, la ora
17, avem slujba Sfântului Fanorie. Este acatistul Sfântului Fanorie, cu rugăciuni, cu masul, și au început din ce în ce să vină mai mulți oameni, mai mulți credincioși. De ce au început să vină mai mulți credincioși? Deci au început să aibă mai multă evlavie pentru acest sfânt. În limba greacă, Sfântul Fanorie înseamnă cel care arată. Iar oamenii vin și se roagă pentru diferite probleme pe care au. Să le arate drum, să îi lumineze, să le arate soția, soțul viitor, să le arate o cale. S-a întâmplat ca rugăciunile lor să fie ascultate de Sfântul Fanorie și au mijlocit aceste rugăciuni către Bunul Dumnezeu și s-au împlinit aceste dorințe. S-au împlinit aceste dorințe fiindcă am văzut de-a lungul timpului oameni care au venit și au mulțumit Sfântului Fanorie și au vorbit cu noi preoții spunându-ne că, părinte, nu puteam să fac copii, nu puteam să am copii, dar uitați că m-am rugat și am avut. Bravo, Doamne, mă bucur să mai veniți. Dar știți ce vreau? Vreau să fac și Sfântul Botez la dumneavoastră. Taina Sfântului Botez. Cu mare drag. Și mai vreau ceva, părinte. Vreau să-l botez Fanorie. Și avem multe cazuri care au făcut, au pus numele copilului Fanorie. De ce? Fiindcă dorința lor cea mai mare era să aibă copii. Și l-au avut. Mi s-a împlinit această dorință, această rugăciune a lor. Și sunt multe alte cereri. Sunt cereri pentru școală, pentru luminarea minții. Lumea își dorește pentru copiilor ce este mai bine, ce este mai frumos. Am uitat să vă spun că nu vin numai din Constanța. Am avut oameni care au venit din București, care au venit din Galați, care au venit din țară. Și aceasta este dovada evlaviei pentru acest sfânt. O credincioasă noastră dragă a plecat în Rodos. A venit, cred că acum o săptămână, și mi-a spus, părinte, vreau să merg în Rodos. Doamnă, foarte bine, mă bucur. Din păcate, eu nu am reușit să ajung. Poate mă va ajuta Dumnezeu să ajung și eu. Și m-a întrebat ce pot eu să aduc de la bisericuța din Rodos, de la Sfântul Fanorie. Și a zis, Doamnă, nu știu, nu-mi permit. Ce doriți dumneavoastră? Iar uitați, astăzi, chiar când dumneavoastră ați venit să filmați în biserica noastră, am primit acest dar minunat, pe care nu l-am mai văzut, trebuie să recunosc, în special că pe laturile icoanei sunt scene din pătimirea Sfântului Fanorie. O icoană extraordinară, care arată jertfa celor care s-au rugat la Sfântul Fanorie și cărora li s-a împlinit cererile, rugăciunea. Despre Fanorie se spune că avea darul de a îmblânzi fiarele și vindeca bolile cele mai cumplite. Dregea ochii orbilor, reda auzul surzilor și graiul muților. Îi ajuta pe cei săraci, pe văduve și orfani. Îi mângâia pe cei în nevoie, îi învăța dreapta credință și îi boteza. Dumnezeu îi asculta rugăciunile scăldate în multe lacrimi, aducându-i la viață pe cei morți. Pentru faptele sale, vrăjmașii l-au acuzat de vrăjitorie, l-au batjocorit, l-au schingiuit și l-au condamnat la moarte. Sfântul Fanorie va fi foarte, foarte torturat. Dar el se roagă pentru cei care torturau. Chiar au fost aduși 3 călăi pentru a fi decapitat. Dar Sfântul spune înainte de a fi decapitat că mai are o rugăciune către Dumnezeu. Să-l mai lase să se roage. Și îl las. Și Sfântul Fanorie se roagă pentru cei care îl plângeau, care îl tânguiau. Și spune că cel ce va face o turtă cu zahăr și ulei și pe care o va da săracilor, aceluia îi se va îndeplini dreapta cerere. Și mai spune Sfântul Fanorie ca aceasta să o faceți spre iertarea păcatelor mamei mele care a murit păcătoasă. Și așa a rămas în tradiție ceea ce numim acum faronopita. O pinică dulce, făcută după tradiție din 7 ingrediente care înseamnă cele 7 sfinte taine ale bisericii, sau din 9 care înseamnă cele
nouă cere în cerești și care trebuie dată săracilor. Tot conform tradiției se face de nouă ori. În afară de duminică. Se poate face în timpul săptămânii, de luni până sâmbătă, apoi continuăm luni. Spre exemplu, la noi, în biserica noastră, noi avem în fiecare vineri, avem slujba Sfântului Fanurie. Iar credincioșii noștri vin în fiecare vineri, merg 9 vineri, iar a 10-a, sau după ce li s-a împlinit cererea, vin și o aduc pe cea de mulțumire, puțin mai mare. Aceste turte trebuie făcute în casă, de gospodine, dar care, în momentul în care sunt preparate, trebuie să se roage. Trebuie să spună o rugăciune către Sfântul Fanuri. Trebuie să le facă cu smerenie, cu dragoste și cu credința că Sfântul Fanuri le va împlini cererile. Este o jertfă pe care o aduci Sfântului Fanuri pentru a-ți mijloci rugăciunile tale către Dumnezeu. Se spune că în momentul martiriului Domnul a răspuns rugăciunilor lui Fanurie și cu glas de tunet a spus: fie după cuvântul tău, Fanurie, și tot cel care te va chema pe tine în ajutor să fie ascultat de mine, și tu vei fi ajutorul celor din nevoi. De aceea toți cei care au credință mare și nu se îndoiesc sunt grabnic ajutați de către Sfântul Mare Mucenic Fanurie. Dialogurile dimineții, serie 9. Invitatul lui Răzvan Bucuroiu este Dumitru Horia Ionescu, teolog român care trăiește la Freiburg, în Germania. Împreună au mers la cimitirul mănăstirii Cernica, un adevărat panteon al spiritualității românești, pentru a depăna amintiri despre părintele Dumitru Stăniloae, ilustrul bunic al invitatului. Fiți atenți! Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă serie de dialoguri ale dimineții. Ne aflăm în incinta mănăstirii Cernica, mai precis în cimitirul acestei lavre de lângă capitală. Suntem în prezența lui Dumitru Horia Ionescu, cel căruia rudele și prietenii îi spun Dumitraș. Dumitraș îi spunea și părintele Dumitru Stăniloae, ilustru său bunic, cel care este îngropat aici. Dragă Dumitraș, bine ai venit în emisiune și aș vrea să te iscodesc, dacă se poate, pe durata acestor câteva episoade despre lucrurile pe care le-ai trăit în proximitatea părintelui Stăniloae, bunicul tău. Bună ziua, îmi pare foarte bine că suntem împreună și vă mulțumesc foarte mult de invitație. Profit de faptul că te-ai întors de la Freiburg pentru câteva zile și vreau să te iscodesc cu câteva întrebări legate, în primul rând, de părintele Stăniloae, bunicul tău. Aici odihnesc și părintele Stăniloae și prezbitera Maria, da, Dumnezeu bunicii tăi. Aș vrea să aflu care este cea mai veche amintire a ta cu părintele Stăniloae, copil fiind. Bun, întâi trebuie să-ți spun, da, bunicul îmi spunea și Dumitraș, însă mai degrabă în momentele când vrea să fie, să zicem, mai solen puțin, mai pedagogic, fiindcă de regulă îmi spunea tataș, fiindcă asta a fost prescurtarea care mi-am ales eu. Nu eram în stare să zic Dumitraș, deci cuvânt lung, și atunci am găsit o prescurtare asta, tataș, toată lumea în familie și acolo în curte, a bisericii Sfântul Gheorghe Vechi mă striga tataș. Acum, bineînțeles, prima amintire, de fapt, prima amintire este cu fotografiile bunicului meu, fiindcă bunica mea avea acolo, într-un colț, un fel de veritabil fotomontaj, am spune astăzi, cu mai multe poze ale bunicului meu, să erau toate poze care fuseseră făcute
în interbelic mai degrabă. Când era mai tânăr. El arăta mult mai tânăr. Și atunci, bineînțeles că am început să întreb, să îi scodesc despre ce este vorba. Mi-am spus, da, este tata mare. Și unde este tata mare? Este în delegație. De fapt, nu era în delegație. Da. Era într-un fel de, de alt fel de delegație, însă, bineînțeles că pentru mine, copil de 2-3 ani, nu ar fi putut să îmi spună ceva mai bun. Și l-am cunoscut, l-am văzut în acea dimineață când a venit acasă și mi-aduc aminte, m-am trezit, a intrat pe ușă și mi-a zis, bună dimineața, Dumitraș, atunci mi-a zis Dumitraș, după aceea s-a introdus și el în toate aceste mici obiceiuri ale familiei. Și am spus, cine ești tu? Păi, eu sunt tata mare. Și am zis, nu, zic, tata mare este acolo în fotografii. Și atunci am spus, nu, că am mai îmbătrânit. Că... Și atunci am zis, foarte bine, zic, te-ai întors din delegație. Da, și mi-am spus, zice, da, m-am întors din delegație. Și după aceea este bun, este foarte interesant, aș spune, fiindcă acum când am 63 de ani, nu pot foarte bine să-mi amintesc ce mi s-a întâmplat acum 3 săptămâni. Însă încep să-mi aduc aminte din ce în ce mai bine ceea ce mi se întâmpla atunci în perioada aceea copilăriei. Și îmi revine în memorie din ce în ce mai multe lucruri pe care le făceam împreună atunci. Adică mă duceam la grădiniță, îmi povestea, suntem în anul acesta, după aceea odată cu ajutorul la 2 sticluțe de suc de nu știu ce fel de suc de ăsta, ca să nu mai tușești, cu, mi-a arătat cum se învârte soarele și luna și mi-a explicat tot acest sistem solar și după aceea aveam tot timpul întrebări, tot felul de întrebări care, la care îmi răspundea întotdeauna cu foarte mare bucurie și acum iarăși îmi dau seama că de asemenea eu am fost pentru el un fel de vindecare, de regenerare după anii de la Iud. Și atunci cred că pentru amândoi a fost o perioadă într-adevăr foarte frumoasă și foarte bună. Pentru mine este într-adevăr un fel de tezaur interior pe care cu siguranță că nu-l voi uita niciodată. Trebuie să facem precizarea pentru cei care ne urmăresc că părintele nu se întorcea dintr-o delegație, ci se întorcea de la închisoarea politică de la Iud. Da, credeam că se subînțelege. Nu se subînțelege, trebuie să apăsăm acest lucru, pentru că a fost o perioadă traumatică și pentru părintele și pentru familie și pentru țara întreagă până la urmă. Pentru intuiam cumva pe undeva, fiindcă bunica mea citea tot timpul din Pateric. Și când avea o clipă de liniște, când era puțin singură, începea să plângă întotdeauna și sprijinul ei era cu adevărat Pateric, însă îmi plăcea să o văd cum citește. Mă așezam acolo, ea citea pe o masă așa, stăteam lângă ea și îi spuneam citește. Că îmi plăcea să o văd cum stă acolo, era și pentru mine un factor de ăsta de liniște. Ea, săraca, da, spera, adică o așteptare cu speranță, însă așteptările acestea, o știm cu toții, sunt foarte grele. Care au fost următoarele amintiri cu bunicul tău, părintele Stăniloae? Da, după aceea viața a început să meargă, să decurgă în modul cel mai obișnuit. Ai mers la școală în mod sigur ca ceilalți școlari? Mă ducea de asemenea, adică eram la școala generală 73, acum fiindcă era pe strada Mătăi Basarab, lângă liceul Mătăi Basarab, mergeam cu el dimineața, mergeam cu el, mă așteptam, însă ceea ce a fost foarte drăguț este că la foarte scurt timp după ce am început școala, cred că au 2 săptămâni, a fost, mă rog, septembrie, încă începutul octombrie și a fost o zi de asta cu o furtună teribilă și atunci învățător noastră de atunci a avut această idee de a ne povesti că în timpul regimului moșero-burghezo-moșieresc, statul nu avea grijă nici măcar de păsări, de toate animalele și că atunci când era foarte frig, animalele mureau, păsările mureau fiindcă înghețau sau erau mult prea ude și mai departe. Dar acum, prin grija partidului, totul s-a schimbat și partidul are grijă până și de
păsările care stăteau prin copaci. Deci, era, cum să spun, o tâmpenie, mă scuzați de expresie, și mă rog, știam, la 7 ani știam deja să mă abțin când apară asemenea momente, însă acest lucru știam cu toții, însă când a venit bunicul meu să mă ia de la școală, i-am spus tata mare, zic, asta a fost ultima zi în care eu mai mă duc la școală, zic, fiindcă cu învățătoarea asta, zic, uite ce mi-a povestit. Eu nu are rost să mai îmi pierd timpul pe aici. Era un bunic aspru? Nu. Nu, niciodată n-a fost aspru. Riguros? Exigent? Riguros, da. Și, însă nu era acel gen care să facă cu mine lecțiile și să mă asculte dacă am, și să mă controleze dacă am făcut toate lecțiile. Adică mai ales după acest incident, chiar că mi-a, într-un fel, mă lăsa în pace, mă încuraja să citesc și să descoper eu diferite lucruri. Și acesta a fost felul meu în care cumva m-am educat, evident și cu școala, dar și puțin paralel de școală, fiindcă mi-a pus la dispoziție foarte multe cărți foarte bune, foarte multe dicționare, întotdeauna lucruri care puteau să-ți dezvolte foarte mult propriile tale păreri despre ceea ce se întâmplă în jurul tău. Însă, nu mă controla niciodată, dacă însă eu aveam o întrebare și aveam întrebări. Orice ar fi făcut, chiar dacă era la masă și scria, se oprea imediat și începea să îmi explice, începeam să discutăm. La un moment dat, prin perioada am fost bolnav și după aceea doctorul a zis că mă rog, trebuie să fac mai multă mișcare, să mi se reînvigoreze mușchii și încă nu aveam voie să ies afară, dar jucam fotbal cu el. Adică îl tot așa îl opream de la ceea ce făcea el și aveam așa o minge și jucam fotbal. Pe el îl băteam totdeauna. Când venea mama și jucam pe mama, mama mă bătea. Și atunci bunicul meu spunea, zice, ai mai lasă-l și pe el să câștige. Mama zicea, nu lasă-l să învețe, trebuie să știe să și piardă. Adică astea erau o lecție discuțiile de, mai, o lecție mai degrabă amicale. Da. De viață sunt amintirile din da. Copilăria mea. Dumitra, suntem convinși și știm că a avut o copilăre cât se poate de fericită în proximitatea acestor oameni. Mulțumim pentru aceste mărturii din acest prim episod. Dragi prieteni, țineți aproape, urmează și alte lucruri mai interesante decât acestea. Când te supui unui rol care nu ți aparține, viața te soarbe în adâncul ei abisal și mai târziu te varsă în putrezirea de zi cu zi, în pustiul disperării și al singurătății. Dar vindecarea există. Am prefațat cu aceste gânduri ale părintelui Haralambos Papadopoulos, autorul volumului Calea spre tine însuți, rubrica noastră săptămânală, Cartea de Duminică, realizată de Lucia Toader. Absolvent de teologie și slujitor în insula Creta, părintele Haralambos Papadopoulos scrie volumul Calea spre tine însuți, tradus relativ recent la editura Sofia. Pot să mă vindec este întrebarea la care autorul încearcă să răspundă cu multă lejeritate și directețe. Da, te poți vindeca și în primul rând de minciună, asumându-ți singurătatea, suferința dacă este cazul și tot ceea ce ești tu. Cei mai mulți oameni nu reușesc să întrupeze adevărul lor personal. Din pruncie au fost educați să-și nege unicitatea și să nu își exprime sentimentele. Așadar, ceea ce ne îndrumă autorul cărții este să ne începem călătoria spre noi înșine chiar acum. Și acum am bucuria să o am alături de mine pe doamna Ana Antonescu, psiholog. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Avem șanse să ne vindecăm? Șanse să ne vindecăm avem. Dar ca să parafrazez autorul, vrem să ne vindecăm? De ce este important să nu mai dăm vina pe celălalt și să încercăm să ne cunoaștem cât mai adânc, cât mai profund, chiar și dureros pe noi înșine? Orice vindecare, orice boală am avea fiziologică, o vindecăm în noi, nu în medicul care ne tratează. Așa sunt și rănile sufletești. Părintele spune la un moment dat,
de multe ori oamenii dau buzna spre biserică, sunt răniți în societate, dau buzna spre biserică și îl copleșesc preotul, duhovnicul, omul la care merg cu problemele lor, în speranța că acesta le va lua crucea și o va purta ușurându-i pe ei. Exact. Vedeți, este ceea ce în psihologie, dacă mă duc puțin pe analiza tranzacțională, care identifică trei instanțe ale personalității noastre, instanța de copil, instanța de adult și instanța de părinte. Deci acest refugiu în brațele unui duhovnic, al unui salvator, este de fapt copilul din noi, care este imatur emoțional și caută rezolvarea problemelor sale, sau de fapt caută un sprijin, caută un părinte care să-i rezolve problemele. Deci nu este o atitudine neapărat matură, dar e un început. Cât de greu este să ne spălăm de rolurile pe care ni le-am construit în timp ca să traversăm mai ușor prin călătoria vieții? Implică ingredientul de bază, voința. Deci voința și conștientizarea că am ceva de vindecat în mine, în mine. Pentru că dacă sufăr când celălalt îmi adresează o ofensă, e clar că rana este în mine. Încă n-am învățat să mă raportez și să am încredere în potențialul meu și să zic: prietene, îmi pare rău dacă te-am supărat, spune-mi ce pot să fac. Deci în loc să mă simt ofensat și să mă duc în instanța de copil rănit, pot să fiu un adult care nu implică emoția, ci un raționament sănătos, moral și o abordare vindecătoare pentru cel care ar fi vrut să mă ofenseze. Ce v-a plăcut cel mai mult din ce a scris părintele? Mi-a plăcut modul în care face recomandarea să ne resemnificăm suferința, să înțelegem pedagogia lui Dumnezeu și în loc să ne văităm și să spunem: de ce, Doamne, mie, de ce mie, că eu mă văd bun, eu mă văd mărinimos, fac fapte bune, de ce tocmai mie? Ei, în loc să ne plângem de ce mie, iarăși în instanța de copil, care așteaptă un adult să-i rezolve problemele, să fiu eu adultul și să zic: Doamne, ce am de învățat din încercarea aceasta? Emisiunea Universul Credinței continuă. Rămâneți cu noi! Doamnelor, domnilor, am revenit în studioul Universul Credinței cu un nou invitat. Absolvent la clasa profesorului dr. Gelu Colceac, din 2011 doctor al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București, cu teza Teatrul Românesc, expresie a spiritualității naționale, actor și regizor care în ultimii ani a adăugat în CV o specializare aparent surprinzătoare, dar care seamănă foarte mult cu arta actorului, life coaching-ul sau, pe românește, antenor în ale vieții, soț și tată a doi copii. Dragi prieteni, astăzi la Universul Credinței, artistul complex Ștefan Ruxanda. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație, Rafael, mulțumesc! Să începem cu o întrebare aparent banală. Ce înseamnă teatrul pentru tine? Înseamnă o preocupare și o pasiune, de fapt, înainte de toate. A fost o pasiune și este în continuare, care a apărut când eram, cred că, prin clasa 5-a la Piatra Neamț. Acolo am copilărit. Pe vremea respectivă era un teatru de foarte mare calibru, cu producții care la acei ani erau nu neapărat avangardiste, dar cu mult curaj. Și acest teatru, directorul de atunci, de fapt Cornelu Dan Borcea, care între timp nu mai este printre noi, a adunat sub acoperișul său o colecție întreagă de regizori artiști care au reușit să facă din teatrul din Piatra Neamț chiar un pol cultural la vremea respectivă și care a influențat foarte mult. Adică și eu și mulți din generația mea am copilărit în acel teatru, ne-a influențat foarte tare și am mers pe această cale ulterior. Pentru că suntem într-o emisiune de spiritualitate, aș vrea să mergem puțin în această zonă și să ne spui de fapt ce ți-ai dorit, ce ți-ai propus prin teatru. Prin teatru. Atunci când am început să-l frecventez,
aproape bolnăvicios, mai precis în perioada anilor de liceu. Plecam de la școală, plecam de la liceu, am chiulit foarte mult în perioada respectivă, se putea. Nu sunt un exemplu și recunosc asta și nu chiar rog cei care urmăresc să nu mai ia drept un exemplu, dar chiuleam ca să merg la teatru. Mergeam la repetițiile de la Teatrul Tineretului. Și era o perioadă de veșnică tranziție. Știi? Era tranziția care a început în 1990 și nu știu dacă se va termina vreodată, dar era elegant, îi spuneam, tranziție, când de fapt era un soi de tsunami de ăsta valoric. Astăzi era o valoare, era valabilă, a doua zi era contrazisă. Și aveam nevoie de o insulă pe care să mă pot refugia, în care să pot să înțeleg ce se întâmplă, de fapt, de jur împrejur. Părinții erau oricum cu mintea, cu sufletul, cu gândul parcat către tranziție, către cum să pună o pâine pe masă și toate celelalte, și eu chiar aveam nevoie de un sprijin. Aveam multe ispite în perioada respectivă, cu drogurile, cu cârciumile care erau super primitoare la vremea respectivă. Și atunci teatrul a reprezentat un refugiu în primul rând, în al doilea rând o lume, practic un univers al ficțiunii în care puteam să creez eu ceea ce îmi doream și, de fapt, să vin cu o altă variantă a universului sau a lumii, așa cum mi-o doream și o vedeam la vremea respectivă. Ce a însemnat Bucureștiul pentru tine? Ai venit în București? Am venit în București pentru facultate și am vrut să mă specializez, mă rog, în arta actorului. Eram atunci într-o trupă de amatori a liceului Rareș, pe care l-am absolvit. Și îmi doream foarte mult, bineînțeles, să intru în zona de profesioniști și asta a fost UNATC-ul. Cu 4 ani pe vremea respectivă se făceau 4 ani, apoi masteratul, pentru că vreau să descoper puțin și zona asta privată a teatrului independent și am studiat marketing și management cultural și ulterior doctoratul a venit cumva într-o continuare pentru că am stabilit niște relații foarte bune cu unii profesori din facultate în perioada masteratului. Ei m-au încurajat să merg mai departe și am mers pe acest set de studii doctorale. Care au fost mentorii tăi? Când? Că au fost foarte mulți. La facultate. Am amintiri foarte frumoase față de doamna profesoară Sanda Manu, Radu Gabriel, de la care am învățat, chiar dacă nu mi-a fost profesor direct, dar fugeam de la niște cursuri ca să îl văd lucrând. Sobicech, regretatul Sobicech, de la care am învățat enorm de mult, chiar dacă am lucrat doar un an sau un an jumătate cu el. Iar mai târziu l-am întâlnit pe domnul profesor Gheorghe Ceaușu, profesor de axiologie, estetica filmului, filozofia culturii, și cu el am lucrat mulți ani. Am fost și asistent la cursurile dumnealui și a fost chiar una dintre întâlnirile cele mai importante. Iar după ce am terminat facultatea, de fapt în zona profesionistă, să spunem, pe scenă, trupa lui Dan Puric și Dan Puric însuși, pentru că a avut această companie, Passepartout Dan Puric, cu care am lucrat foarte multă vreme și de la care am învățat enorm de mult. A fost un laborator extraordinar de creație și de manifestare până la urmă. Poate ar fi bine să ne oprim puțin asupra acestei experiențe de după facultate. Ce a însemnat apropierea de Dan Puric? A însemnat a doua școală. Sau poate școala cea mai importantă, dacă e să mă întrebi. Cred că a început prin 2005, experiența asta, întâlnirea asta a început prin 2005. Din păcate s-a terminat prin 2013, pentru că eu am avut ceva probleme în familie, de sănătate cu tatăl meu, și n-am mai putut să mai fiu atât de consecvent în întâlnirile respective. În perioada 2005-2009, până când s-a simțit acea criză financiară și la noi, am călătorit foarte mult cu un spectacol, se numea Don Quixote. Era o adaptare după Don Quixote, făcută de domnul Puric la Teatrul Național. Și lecția cea mai importantă a fost, de fapt, să văd dincolo de text, să înțeleg arta teatrului ca pe o manifestare a spiritului așa cum este ea de fapt. Din facultate sau din trupa de amatori, credeam că teatrul este ceva, o manifestare în care tu te duci, te prezinți, înveți un text, te aplaudă lumea, pleci acasă. Ori aici lucrurile căpătau profunzime. Și căpătau profunzime și ca executant, dar mai ales din postura de creator. Pentru că el ne încuraja foarte mult să greșim, să testăm, să încercăm, să ieșim cumva chiar cu varianta neterminată la public, tocmai pentru a cunoaște care este comunicarea cu publicul. Ce anume își dorește publicul, cum poți să te conectezi cu el, cum poți să rezonezi împreună cu spectatorul. A fost o perioadă foarte bună și îmi pare rău că
pe de-o parte că nu se mai întâmplă astăzi și îmi pare rău că cei care termină astăzi facultățile de profil, nu vorbesc numai de teatru, în general. Îmi pare rău că nu au probabil întâlniri așa de asemenea calibru cum am avut eu. N-aș vrea să ne depărtăm de tema lucrării tale de doctorat, o temă care poate părea ciudată la prima vedere. Poate părea ciudată ce s-a găsit cineva să pună problema asta. Teatrul românesc ca expresie a spiritualității, adică, așa tradus mai pe înțelesul tuturor, dacă teatrul românesc are sau nu legătură cu ceea ce se întâmplă în spațiul ăsta pe care îl numim românesc, cu ceea ce se întâmplă din multe puncte de vedere. Când spunem spiritual, ne referim mai ales la cultural. Ca să traducem titlul ăsta foarte pompos, ar suna: teatrul românesc este cu adevărat românesc sau este doar așa un remix din tot ceea ce se întâmplă din afară? Și dacă ți aduci aminte, în perioada interbelică au fost foarte mulți intelectuali care au pus problema asta. Dom'le, care este pecetea noastră? Ce avem noi original? Ce aducem noi în tot concertul ăsta de culturi de pe planetă? Bine, la momentul respectiv se referau mai mult la Europa. Și ei au declinat niște martori, niște lucruri care ne scot în evidență, care spun, dom'le, asta este românesc și cu asta basta. Cum s-au născut, cum au apărut, asta e o altă poveste. Dar asta este cu adevărat made in România. Și am încercat pe această idee să găsesc acele, cum să spunem, identități, martori de identitate din teatrul românesc, prin care putem să spunem, este teatrul românesc, nu francez, nu englez, nu rus, nu cipriot sau mai știu cum. Și cam asta, în jurul acestei idei s-a concentrat toată teza și, mă rog, toate fotoarea. Și care ar fi, pe scurt, reperele principale? Păi, reperul principal este, de fapt, capacitatea de a româniza ceea ce se întâmplă sau informațiile care vin din afară. Avem un anumit tip de comedie care, mă rog, vorbim, acum am uitat să fac această distinție, vorbim de un teatru care s-a întâmplat până prin anii 2010. Din 2010 a venit un val din afară care, din nefericire, ne-a cam nivelat. Adică formele care se practică foarte mult în Occident, nici nu mai spun care, în Occident în general, au fost adoptate fără cenzor artistic, fără cenzor cultural pe scenele din România. Asta a reprezentat și o serie de producții izbândite și o serie de producții mai puțin bune, care n-au adus chiar multă bucurie publicului. Cea mai mare ispită pentru un actor, așa mi se pare mie, poate greșesc, să mă corectezi, este aceea de a putea, la un moment dat, să te dezbraci de rolurile pe care le joci. Este, pentru că suntem la Universul Credinței, este aceasta o ispită pentru un actor? Depinde. Când, dacă spui prin roluri atenția publicului și atenția celorlalți, atunci da, este o ispită. Este o ispită mare pentru că există această nevoie de a fi special, există această nevoie de a fi important, de a atrage atenția asupra ta. Și asta o are oricine, nu contează dacă vorbim de un actor, de un muzician, de un tâmplar, este o nevoie cu care ne naștem, vrem să fim speciali în viața cuiva. Numai că atunci când ajungi pe scenă și vezi o sală întreagă care te aplaudă, ai impresia că ești buricul pământului cel puțin pentru câteva minute până când ajungi la cabină și te schimbi și ieși afară și după aceea vin și ratele la bancă sau facturile sau viața are grijă să te pună cu picioarele pe pământ. Numai că adrenalina aia de după spectacol creează dependență. Și atunci, într-adevăr, s-ar putea să devină o ispită să renunți la acea nevoie de a fi special, de a fi important, de a fi apreciat de ceilalți. Dar această ispită are, bineînțeles, și un antidot, are un tratament, dacă vrei să-i spunem așa. Și acel tratament, eu l-am descoperit destul de târziu, dar mă bucur, îl intuiam cumva din perioada facultății, dar acum, cu aceste cursuri de life coaching, am reușit să pun punctul pe ei. Adică l-am descoperit, pot să-l spun în cuvinte. Acel tratament este, de fapt, o atitudine. Atitudinea prin care spui, nu contez eu prin ceea ce fac pe scenă, ci contează cel din sală. Cum iese el după ce s-a întâlnit cu spectacolul în care eu am jucat. Ce s-a întâmplat cu el, cu persoana, sau cu ea, cu persoana care a fost în scaunul de spectator. A ieșit mai plictisit, atunci am o problemă. A ieșit încrâncenat, cu sufletul contorsionat, atunci chiar am o problemă foarte mare. Și ar trebui poate să mă duc la un duhovnic. Sau a ieșit cu niște întrebări, a ieșit bucuros, a ieșit luminat. Luminos mai degrabă, că luminat, asta e, ține de altceva. Dar important e ca
ca întâlnirea noastră să nu mai aibă pe mine pe primul loc, ci pe cel care privește, sau pe cei, bineînțeles, că e vorbind de un public. Să vorbim și de cealaltă față a lui Ștefan Ruxanda, despre life coaching. Da. Ce înseamnă lucrul ăsta? De ce ai ajuns aici? În 2020, noi aveam în luna martie programate vreo 12 spectacole în sistem privat. Aveam reclamele plătite, aveam motoarele turate la maximum și într-o zi cineva a zis, stați acasă, nu mai aveți voie în teatre. Ceea ce pentru noi a reprezentat atunci, nu știu cum să-ți explic, imaginează-ți că a dat un tir peste noi și după aia a mai și trecut în marșarier. Și a zis, stați liniștiți că o să vă ridicați, o să reprogramați spectacole, că noi o să le anulăm din nou. Dar și... mai că tirul făcea mișcări exact. Înainte și înapoi. Înainte-înapoi. Și a fost un șoc destul de mare pentru că nu numai eu, dar și cei din Breaslă, cei cu care lucram în perioada respectivă, ne-am întâlnit practic cu o schimbare de identitate. Nu cu o schimbare de paradigmă, de societate, de valori, de identitate. Pentru că stăteai acasă și te întrebai ce fac, cine sunt, ce caut aici. Când misiunea mea și treaba mea era, de fapt, să fiu, nu știu, pe scenă, prin turnee, în fața publicului, să fac ceea ce îmi plăcea cel mai tare. Și ca să nu o iau razna, mi-a luat un job în perioada aia. Vreo 2 luni am lucrat curier pentru o firmă. Duceam pachete cu o firmă care nu mai făcea față comenzilor de pe online și duceam pachete cu produse, cu mâncare. Era foarte distractiv, pe de-o parte. București era gol, adică era ceva părăsit, efectiv. Și am reușit, două lucruri mi s-au întâmplat în perioada respectivă. Odată că am văzut frica de puteai să pui mâna pe, era materialică, nu mai era ceva, o emoție. Era o schimbare efectiv de densitate aerului și am văzut cum frica poate să dezumanizeze oamenii și pe de altă parte, ca să nu mă duc cu mintea pe alte câmpii, sau nu iau razna, ascultam multe podcasturi de dezvoltare personală. Brandon Bouchard, Tony Robbins și multe altele. Și am observat acolo un pattern, o idee. Dacă ți-e frică, încearcă să-l încurajezi pe celălalt. Dacă vezi că scapi tu volanul, încearcă să-l ajuți pe altul. Adică renunță la propria persoană, exact cum am spus puțin mai devreme, renunță la orgoliul tău, ce mă fac, ce mi se va întâmpla, cum o scot eu la capăt, cum fac eu să ies din situația asta și încearcă să-l ajuți pe celălalt și să vezi că vei descoperi foarte multă putere pentru tine. Sau cineva, bineînțeles Dumnezeu, o să te întărească și o să-ți dea mai multă putere tocmai pentru a-l ajuta pe altul. E o abordare creștină? E o abordare absolut creștină. Pentru că până la urmă, în Noul Testament, da, și în Noul Testament spune iubește pe aproapele tău cum te iubești pe tine în sus, dar prima e important să te iubești puțin pe tine, puțin mai mult. Și apoi, etapa a doua, iubește-l pe aproapele tău, așa cum va iubi Tatăl meu cel ceresc. Am vorbit despre actorul Ștefan Ruxanda, despre antrenorul pentru viață, care este Ștefan Ruxanda. Aș vrea să vorbim, ne apropiem de sfârșitul discuției noastre, și despre regizorul Ștefan Ruxanda. Am ajuns regizor datorită unei întâmplări fericite. Domnul doctor Pavel Chiril a scris acum vreo câțiva ani o piesă de teatru. Se numea Lazar și Vremea dintre Valuri. Și era o piesă destul de absurdă, dar în același timp și foarte actuală. Și nu avea un regizor care să monteze acest text pe o scenă. Mi-a dat mie textul. Am lucrat împreună cu el la o formă care să fie aproape de ceea ce se întâmpla în perioada respectivă. Și mi-a spus, fă-o tu, pune-o tu pe scenă. Și a zis, eu nu sunt regizor, eu sunt actor. Și a zis, lasă, fă-o tu. Domnul doctor are cumva un fel de a vedea dincolo de ceea ce putem noi să înțelegem și să facem. Și în felul ăsta m-am văzut adunând o echipă de actori, ceva finanțări și am reușit să pun acest spectacol pe scenă. Ăla a fost primul moment, apoi au venit alte producții. Iar din 2018 am înființat o companie privată de teatru, Red Nose Society, se numește Red Nose, știu că multă lume întreabă de ce nasul roșu de la Rudolf, nu este de la nasul bufonului shakespearian, pentru că este un personaj absolut fascinant. Și cu această trupă, cu această companie, mergem prin toată țara, am avut câteva spectacole la care ținem foarte tare, de exemplu Micul Prinț, spectacol pentru oameni mari, o adaptare după Saint-Exupéry, o adaptare destinată oamenilor mari prin faptul că Am pus accentul pe latura simbolică, pe latura filozofică a textului. Micul Prinț este o carte pentru oameni mari, în esență, dar pentru copilul care se ascunde de fapt în noi, sau pe care noi am reușit să-l ascundem bine de tot acolo. Și pentru ultimul minut al discuției noastre, spuneam la început, în prezentarea pe care am făcut-o,
că Ștefan Ruxandre este și tătic, soț și tătic. Da, de fapt, înainte de orice, sunt soț și tată. Astea sunt, dacă vrei să spui, binecuvântările pe care le-am primit. Spune-ne ceva despre această viață. Este cea care te împlinește și care îți dă sens. Și tu știi foarte bine asta. Pentru că poți să ai nu știu câte diplome, nu știu câte cupe de aur puse acolo pe poliță. De fapt, devii bărbat în prezența unei femei. Devii bărbat mascul, nu, cum se spune astăzi, toxic masculinity. Nu vorba despre asta. Vorba de masculinitatea aia care te face să te ajută sau te determină să te ridici dimineața din pat și să lupți și să treci prin orice încercare, pentru că sunt doi copii pe care vrei să-i știi protejați, vrei să-i știi pe un drum și într-o viață poate mai bună decât cea pe care ai trăit-o tu. Ștefan Ruxanda, îți mulțumim că ai fost alături de noi în această duminică dimineața. Îți mulțumim că ne-ai împărtășit din emoțiile și din experiența ta. Eu mulțumesc. Să ne revedem cu bine. Doamne ajută! Doamne ajută! Rămâneți cu noi pentru că vă invităm la un nou episod din Bucuria Credinței. Vom merge la mănăstirea Dintr-un Lemn din județul Vâlcea, acolo unde, conform tradiției, biserica a fost ridicată în secolul al XVI-lea din lemnul unui singur stejar. De această dată să aflăm mai multe despre icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului cu pruncul. Din partea echipei care a realizat ediția de astăzi Universul Credinței, vă doresc o săptămână binecuvântată. Doamne ajută!